spus că este Fiul lui Dumnezeu. L-au batjocorit, l-au tratat în cel mai jos nivel, iar în cele din urmă l-au răstignit ca pe un făcător de rele. Noi știm că El este Fiul lui Dumnezeu, nu a făcut niciun păcat, dar a ales să moarte pe mine, mea și a ta. Deși a fost răstignit și pus într-un pământ rece, Domnul Iisus nu a rămas acolo. El a înviat dintre cei morți și i-a demonstrat tuturor că este Fiul lui Dumnezeu. Mi-a demonstrat că avea dreptate când spunea că Dumnezeu Tatăl l-a trimis la noi pe pământ ca să ne ierte de păcatele noastre și să ne împace cu El. Hristos a înviat. El, Fiul lui Dumnezeu, a înviat. Ba mai mult, ne-a dat și nouă speranța că într-o zi vom fi cu El în cer. Trebuie să credem în El, să ne mărturisim păcatele cu părere de rău și să încercăm să trăim viața așa cum ne cere El. Nu e ușor să nu mai păcătuiești, dar eu vor fi ocazii să gândești ce nu trebuie, să vorbești ceea ce îl supără pe Dumnezeu sau să faci un lucru împotriva voii lui Dumnezeu. Dar El a promis că ne vine în ajutor. Cere Lui să te ajute să nu mai păcătuiești. Cu siguranță, dacă vii sincer înaintea Lui prin rugăciune, Domnul Iisus, Fiul lui Dumnezeu, îți va asculta rugăciunea. Îți va da putere să fii cu minte, să-ți asculți părinții și să ai o inimă plină de bunătate față de cei din jurul tău. Fiindcă ne dorim să ținem minte faptul că Domnul Iisus este Fiul lui Dumnezeu și El a înviat, vom confecționa ceva foarte interesant împreună. Haideți să vedem despre ce e vorba. Avem nevoie de un pahar de unică folosință. E de preferat să fie din hârtie. Mai avem nevoie de hârtie glasată sau preponată, o coală de hârtie albă sau carton alb, un vețișor, carioci și creioane colorate, foarfecă și arceți sau lipici simplu sau chiar scoci. Dacă ți-ai pregătit deja toate materialele, putem să începem. De început, măsurăm lungimea și înălțimea paharului pentru a-l putea îmbrăca în hârtie pe partea din exterior. Apoi, facem un efort și ne imaginăm cum a arătat Domnul Iisus și încercăm să desenăm. Nu putem ști cum a arătat El, dar știm că a venit pe pământ sub formă de om. Așa că începem să desenăm un om care să se mină cu Iisus. Apoi putem colora desenul pe care l-am făcut și îl putem lipi pe vețișorul nostru, cu scorci sau cu arăce. Pe urmă, folosind farfica, încercăm să facem o mică tăietură în partea de jos a paharului, cât se ne încapă bățișorul. Cam așa arată rezultatul final. Domnul Iisus este Fiul lui Dumnezeu și a demonstrat tuturor aceste lucruri prin faptul că a murit pe cruce, dar a înviat a treia zi din viață. Astăzi ne amintim cu drag de învierea Domnului Iisus. Eu vă doresc sărbători binecuvântate și să fiți originali în craftul pe care vi l-am pus astăzi. Hristos a înviat! Amin!